Take me up to heaven. Heaven, heaven. Yeah, she got me reaching still. Still. Nothing to stop. Salut, eu sunt Narcis și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Școala de Trading. Mi-aș cerut să vă analizez CKB și să vă spun cum aș investi în această monedă, unde aș lua profit, unde aș reinvesti și până unde aș aștepta. Bun, haideți să vedem. Aș cumpăra în zona de 0,02-0,025, da? Și prima dată aș vinde 50% din ce am acumulat, undeva la 0,038, aș vinde 50%, iar în momentul când ar avea un pullback undeva la 0,506, aș reinvesti și apoi aș mai vinde încă 50%, undeva la 0,06, undeva la 0,011. Da? În cazul în care mai are un pullback, poate să aibă 0,38, 0,05, aș reinvesti și apoi aș vinde 50% când ajunge la targetul 3, mai exact la 0,035. Da? În situația care vrea să meargă și mai sus, aș păstra 50%, dar în momentul în care urcă, să zicem, pe undeva pe la 0,05, și are un pullback mai jos de 0,035, aș pune stop loss să vând totul la acest preț, în cazul în care coboară și mai jos. Bun? În principiu cam atât. Dacă vreți să vă analizez și alte monede, nu uitați să-mi lăsați în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și vă doresc o zi minunată. Doamne ajută!